Bună, dragii mei, eu sunt Violet și vă invit la un nou videoclip. Bună, dragii mei, eu sunt Violet, bine ați revenit pe canalul meu. Dacă sunteți noi, vă invit să vă abonați pentru că nu o să vă pare rău. Bun, este cel mai preferat, după cum știți, videoclip al meu, să-l fac. Îl fac acum o dată la două luni. Este vorba despre proiectele mele terminate în ultima perioadă și mai exact este vorba despre luna mai și iunie, da? V-am promis pe Facebook că o să vă arăt bluzița asta îmbrăcată pe care eu am lucrat-o din drops safran, da, cu codiță. Nu am tutorial separat pentru ea, pentru că am lucrat-o pe drumuri, da, tot în plecări, în venit, dar am explicat în procesele lunii, cred, aprilie sau mai, nu mai știu care dintre ele, am explicat cum se lucrează bluzița asta. Atenție, da? Repet încă o dată. Pentru proiectele la care eu nu am tutorial făcut, pas cu pas, să știți că în videoclipurile cu procesele lunii, da, eu vorbesc mai mult despre ele și mă opresc puțin mai mult, ca să știți, în cazul în care vreți să aflați mai multe detalii. Vă spun aici pe scurt, am lucrat-o cu raglan decoltat, deci este raglanul pentru care aveți videoclip la mine pe canal. Acolo v-am arătat pe un raglan gri, acesta este roz, dar e fix același principiu, da, raglan decoltat. După aia aici i-am făcut un model foarte simplu, din cauza modelului a ieșit aici curba asta, nu pentru că am vrut eu așa, ci așa a ieșit, până la urmă tot rău spre bine, da? Iar în față e un model simplu, două ochiuri împreună, un jeteu, două ochiuri împreună, un jeteu, nimic complicat, da? Pe mâine că avem un model iarăși destul de simplu, este un model de frunze, pe care îl găsiți la fel la mine pe canal, dacă căutați frunze, o să găsiți acest model, da? Are pe copertă o imagine galbenă. În altă ordine de idei, vă mai repet încă o dată că eu am făcut o curățenie foarte și o organizare, mai bine spus, foarte bine pusă la punct la mine pe canal și dacă o să intrați, toate videoclipurile mele sunt împărțite pe categorii, da? Intrați pe pagina mea unde scrie sus Violete, da? Și o să găsiți folder cu tutoriale pas cu pas, proiectele mele, da, unde aveți proiectele mele lună de lună pe care eu le arăt, plus aceste videoclipuri, da, care includ cu proiectele terminate deja. Mai aveți folderul cu raglane, unde eu includ videoclipurile și vă arăt tot felul și tot mai multe tipuri de raglane și vă explic cum se calculează. Aveți expreso shoturile, da, sunt niște discuții la cafea pe care videoclipurile acelea noi vorbim despre una despre alta și mai sunt acolo, cred că acum am mai făcut și cu accesorii, mai sunt. Umblați pe acolo și o să găsiți, da? Apăsați pe numele meu sub videoclip și o să vă ducă direct către pagina mea, da? Pagina principală de unde puteți să vă selectați ce aveți nevoie. Bun, de asemenea, vreau să atrag atenția pentru că am primit numeroase întrebări și văd anumite nedumeriri, da, la anumite persoane, mai ales când aleg să-și comande firele sau așa mai departe. Când începeți un proiect, întotdeauna plecați de la faptul cu ce îl veți asorta. Eu am repetat asta în mai multe videoclipuri, dar nu vă supărați pe mine că o să le mai repet, pentru că pe zi ce trece se adaugă tot mai mulți abonați la mine pe canal, da? Și atunci, și pentru cei care vin noi, vreau să apară anumite informații, poate unii dintre ei nu au stat să urmărească toate videoclipurile mele de când am deschis acest canal, da? De aceea, pentru cei vechi care sunt cu mine, nu vă supărați, o să mai repet, da? Anumite informații în videoclipurile mele, da? Și, întorcându-mă la ce vă spuneam mai devreme, încercați să vă lucrați hăinuțe pe care știți cu ce o să le purtați deja, da? Înainte să vă apucați să lucrați un cardigan, nu știu, verde salată, gândiți-vă dacă aveți pantalonii sau fusta potrivită pentru acel cardigan, dacă aveți încălțămintea potrivită, dacă aveți geanta potrivită, da? Pentru că de multe ori hainele tricotate, hainele croșetate stau agățate în dulap și nu le îmbrăcați. Vă spun din experiența personală. De ce? Pentru că nu știți cu ce să le asortați. Eu am plecat de la această fustiță vaporoasă, da, pe care o aveam de vară, este din bumbac și datorită acestor crenguțe de cireș care sunt pe
pe ea, da, pe material, am ales culoarea acestui fir, da? Iar bluzița l-am lucrat-o în așa fel încât să mă avantajeze pe mine, da? Să ascundă ce nu trebuie și să arate ceea ce trebuie. Mai bine zis, să ascundă tot, cel mai bine. Dar, lăsând asta la o parte, plus sandalele, da? Am și sandalele tot roz, același roz. Nu mai ridic picioarele pe aici, că are sens. Așa, asta, altceva. Încă un aspect foarte important. La fiecare chestie pe care o postez pe Facebook, primesc numeroase întrebări cu faci tutorial sau nu. Nu pot să fac chiar la toate tutorial, dar repet, dacă vreți să aflați informații despre o anumită bluză la care lucrez, deschideți procesele lunii, da? Vedeți videoclipul din luna respectivă. Dacă eu le postez, nu știu, să zicem în iunie, e clar că ele au apărut probabil ori în procesele lunii mai, ori în procesele lunii iunie, da? Acel bluză sau așa. Și eu acolo vă povestesc mai multe puțin, da? V-am zis, mă opresc mai mult asupra lor. Am făcut o introducere cam mare, dar asta e, s-au adunat multe întrebări, multe nedumeriri și am vrut neapărat să vă lămuresc aceste lucruri. Și am vrut să fac asta neapărat pentru cei care s-au abonat recent la mine pe canal și sunt destul de mulți, ca să știe despre care-i treaba pe aici. Bun, în acest videoclip ce urmează să vă arăt, o să vă arăt produsele pe manechin, bineînțeles că din păcate, v-am mai spus și în alte videoclipuri și tutoriale, nu are cine să mă filmeze în mers pe stradă, plus că sunt multe dintre proiecte pe care le-am lucrat în această perioadă, a fost pe comandă și sunt pe mărimi care nu-mi vin mie, sau sunt prea mari sau sunt prea mici, și atunci și nici nu mi se cade să probez în fața voastră haine pe care le lucrez pentru altcineva, da? Dar le vedeți pe manechin. Manechinul meu este mărimea 34, de aceea poate anumite lucruri nu se așează așa cum trebuie ele, aici lăsați voi imaginația să zboare. Ca să știți cu ce fir am lucrat, eu întotdeauna scriu în partea de sus cât grămaj a intrat, la ce mărime, ce fir, ce andrele, da? Aveți toate informațiile. În cazul în care vreți să faceți o comandă de fire, să știți câte luați, da? În funcție de mărimea pe care o purtați voi, da? Bun. Cred că vă las de acum încolo să vă relaxați, că v-am bătut la cap destul, tara. Dar asta e. E vara, e foarte cald și de aceea mă grăbesc că vreau să mă duc la înghețat. Glumesc. Nu. E cald și nu prea mi stă acum gândul la filmări, dar filmez pentru voi și urmăriți canalul meu pentru că urmează două rochițe trăsnet. Deci trăsnet. O să vă... Deci una vă aici vă divulg puțin din secrete ca să vă țin în suspans, așa. Urmează o rochiță în care o să folosim și tricotat, și croșetat, și încă ceva foarte interesant. O să vedeți, o tehnică nouă. Și urmează încă o rochiță din aceleași Bella Batik, din care am lucrat eu bluzița albastră, bluza tricou, da? Aia atunci, numai că folosesc un alt degradat. Și o să fie o rochiță lucrată printr-o tehnică nouă pentru voi, sau poate nu, pentru unii nu, dar o tehnică foarte, foarte interesantă, o să vedeți, da? Bun, vă las acum, cred că am vorbit destul, vă mulțumesc pentru că reveniți la mine pe canal, vă mulțumesc foarte mult pentru like-uri, mulțumesc și pentru comentarii, vă ador pe toți cei care îmi scrieți de desubt și mă întrebați anumite chestii și îmi spuneți anumite lucruri și împărtășiți cu mine anumite idei, vă mulțumesc din suflet, vă doresc o lună călduroasă, dar din punct de vedere sufletește, da, mai mult. Vă las acum să urmăriți cadrele pe care le-am filmat. Vă previn că sunt destul de multe produse pe care le-am lucrat în ultima perioadă. Cred că e cazul să intru în vacanță. Pa! Pe curând!